început în perioada asta, să plec un pic mai târziu de acasă. O duc mai întâi pe prietena mea la muncă și apoi mă duc la fermă. Și azi mă duc la fermă. Ieri n-am fost. Ieri am tras chiulul. Am tras chiulul pentru că m-am dus la service cu mașina. I-am schimbat capetele de bară la direcție. Bine că n-ar avea unde să fie în altă parte capete de bară, la o Skoda Fabia. Da, i-am schimbat și capetele de bară. Aș mai avea o singură chestie, amortizoarele pe față, să le schimb. Dar nu o să o fac, fiindcă vreau să scap de mașină. Vreau să o vând. Nu știu cum naiba se face că eu înainte să vând o chestie încep să bag bani în ea. După cum ați văzut, amortizoarele pe spate le-am pus noi nouțe. Bine că te-ai băgat, mă, că ești șmecher cu taxi. Pe față am schimbat plăcuțe și discuri, le-am pus noi. Uleiul l-am schimbat acum 2000 de kilometri. Da, nu, nici n-am 2000. Am 2000? Am 1000 de kilometri. Că la 205.000 l-am schimbat. Am 1000 de kilometri. Cine mai am schimbat? Filtre, chestii astea sunt normale la mine. La 10.000 îi fac schimbul de ulei de fiecare dată, fiindcă fac 10.000 destul de repede. Adică la mine 10.000 se fac undeva în 2 luni, 3 luni. 3 luni, cred. Cred că este al 3-lea sau al 4-lea schimb de ulei anul ăsta. Da. Și ce mai? Ziceam că amortizoarele mai am să le schimb. Alte chestii, oglinda am schimbat-o nouă în ultima perioadă. Urmează să schimb și mașina. Dar aștept niște bani, cum așteptăm toți fermierii de la Apia. Așteptăm subvenția. Eu trebuie să iau o subvenție pe 10 hectare și la vaci. Și eu la vaci sunt la sprijinul cuplat băgat și cică ar fi o eroare în sistem pentru toți cei care au sprijin cuplat. Și a zis că nicio șansă să primesc bani în perioada asta până nu dispare eroarea. Deci mai amân un pic să mai bag niște bani în mașină. Deși cred eu că cea mai mare speranță o trag să-mi schimb mașina, să o schimb în primăvară când voi lua sprijinul cuplat. Mulți nu știți care e treaba cu sprijinul cuplat. Sprijinul cuplat se ia în felul următor. Acum hai că am dat-o pe subvenții și pe Apia și pe chestii de astea. Așa, vorbim despre sprijinul cuplat, da? La vaci. La vaci știu cum se ia, la oi am înțeles că trebuie să ai peste 100 de oi sau ceva de genul. Peste 150 de oi ca să iei sprijinul cuplat la oi. Parcă. Sau peste 50 de oi. Bă, nu mai știu, nu, peste 50 de oi iei subvenția. Parcă. În fine, nu știu sigur la oi care-i treaba, tata știe mai bine, el se ocupă cu oile. Dar la vaci pot să vă zic că pentru sprijinul cuplat, în ultimul timp, adică când m-am înscris eu, eu m-am înscris acum 3 ani de zile la sprijinul cuplat, era în felul următor: să ai minim 10 vaci și maxim 200 parcă. Minimul de 10 vaci trebuie să fie între 2 ani jumate și 8 ani. Asta e vârsta vacilor. După care fiecare vacă să aibă măcar o fătare. Adică să fie montată și fătată în cei 2 ani jumate de zile. În fine. Ați înțeles voi care treabă. Bun. După ce le ai pe toate astea, trebuie să te înscrii la o asociație. Ce dracu. Trebuie să te înscrii la o asociație de crescători. O asociație care o să-ți trimită ție controlul în fiecare lună.
Sau de două ori pe lună. Cum dracu am control? De două ori pe lună. O dată seara și o dată dimineața. Sau o dată pe lună, o dată seara, o dată dimineața. Parcă două controle pe lună. Mă, nu mai știu. Pe care trebuie să le plătești. Controlele le plătești. Normal, statul subvenționează 80% din banii de control și atunci se scade din preț, dar dacă nu ai certificat de producător, atestat de producător vizat de primărie, plătești întreg, prețul întreg. Un alt criteriu care să cu care poți te înscrii la sprijinul cuplat este să dai laptele la un procesator. Dai laptele la un procesator căruia trebuie să-i dai din carnetul din chitanțierul acela pe care îl are o persoană fizică, ce e o bălărie o persoană fizică să aibă chitanțier, dar în fine trebuie să-i dai în fiecare zi chitanțe la procesator. Și ce mai trebuie să ai? Nu mai trebuie să ai nimic, atât. Deci, trebuie să stai un an pe control de la asociație, după îți dă o adeverință, te duci la APIA și îți o depui când îți depui actele. Toate bune și frumoase, ți-ai depus actele, aștepți un an și ceva, primești banii. Dacă în anul acela te prinde cu monte artificiale, adică dacă ai taur între vaci, îți taie subvenția. Da, în fine. Deci, în primul rând și în primul rând trebuie să ai monte artificiale, vaci între anumite vârste și fătate neapărat, să fie mame. Viței să-i declari pe toți, să notezi numărul de corotal la fiecare vițel, să ai monta artificială la fiecare vacă, să ai certificat de producător, să dai laptele la un procesator, să ai control în fiecare lună făcut. Și ce mai trebuie? Nu știu, cam atât. Cred că-s destule. În fine, am vorbit, nu le-am luat și eu într-o ordine. Am pălăvrăgit aici. Ați înțeles voi oricum în mare care-i treaba. Dacă nu știți deja, că sunt mulți care știu care treaba. Am înțeles că în ultima perioadă nu mai e neapărat să ai 10 vaci, se poate și cu mai puține vaci, 7 sau nu știu câte. Da, nu știu cum e treaba asta. N-am avut, eu am avut 10 de prima oară și am crescut după. În fine, oricum, am crescut și degeaba că tot n-au intrat toate vacile. Nu-ți intră toate, mai scot ei, găsesc ei câte o problemă. Sau poate ai tu vreo problemă. În fine. Da, și asta ar fi cu sprijinul cuplat la vaci. Eu la pământ am 10 hectare de izlaz. Și asta fiind pe numele meu, vă zic, nu am treabă cu tata. 10 hectare de izlaz la care ar fi trebuit să primesc bani în perioada asta, cum primește toată lumea. Ce s-a auzit? 70% din subvenție, din toată subvenția, trebuie să dea 70% în perioada asta. Dar cum eu sunt într-o eroare completă și mereu am avut o problemă, ori cont greșit, ori eroare, ori n-am fost pe nu știu ce listă, ori controle, ori chestii, deci da. Mereu sunt într-o eroare completă și primesc banii mereu cu întârziere. Dar, în fine, e bine că îi primesc, n-am nimic de comentat. Subvenția, ci că e un ajutor pe care toată lumea ar trebui să-l primească. Deși mie mi se pare o bălărie subvenția. Deci toate subvențiile la nivel de Europa mi se par o mare bălărie. Deci cel mai aiurea, nu știu, mod de a te ajuta. Fiindcă în primul și în primul rând, omule, tu muncești. Muncești,
vinzi laptele în privat, îți crești vacile în privat, le mulțești în privat, îți muncești pământul în privat, de ce să-ți dea statul? De ce să te ajute statul cu ce? Nu, frate, nu, eu nu sunt de acord cu ajutorul ăsta de la stat. În schimb, ajutorul ți-l dă ca să-ți dea un preț de căcat. Fiindcă atunci când dai laptele cu 70 de bani sau 80 de bani litru de lapte de vacă, mi se pare normal să-ți dea statul. Adică, bă, frățică, dacă tu îmi dai un preț de căcat, ajută-mă pe alte părți, nu? Adică e normal. Atunci când dai grâu cu 60 de bani, e normal să-ți dea statul. Fiindcă prețul grâului e 60 de bani de când m-am născut eu. Și au fost alte vremuri, alt preț la motorină, alt preț la îngrășăminte, alt preț la lucrări. Deși prețul grâului a rămas la fel. Dar ei te aburesc cu subvenția, frate, că hai să-ți dăm noi ție subvenția. Nu! Cel mai ok. Schimbați cumva toate prețurile. Te duci, ți-ai luat motorină, bun. Îți iei motorină, lucrezi cu tractorul pământul tău, bun. Îți iei un plug, îți iei așa, tot ce ai nevoie, bun. Ai făcut produsele, da? Ai făcut grâu, ai făcut orz, ai făcut porumb. De ce să nu-mi dea mie 8.000 pe grâu? Sau 90 de bani pe grâu? Să-mi dea 90 de bani pe grâu, când îl vând. Și nu mai am nevoie de nicio subvenție, nu mai am nevoie de nimica. Mi se pare normal. La lapte, de ce să nu-mi dea 1,50 lei? Fiindcă laptele, cea mai grea parte a producerii laptelui este producerea laptelui, nu procesarea lui. Și atunci mi se pare normal, dă-i, frate, la producătorul ăla, dă-i 1,50 lei de bani pe lapte. Fiindcă după aia procesatorul ia, scoate smântână, scoate cașcaval, scoate așa și mai rămâne și lapte cumva, nu știu cum naiba, prin procesele lui rămâne și lapte fără nicio grăsime, pe care îl vinde pe piață cu 3 lei. Păi e dublu. Pentru ce să iau eu dublul ăla? Adică pentru ce să-i dau dublul ăla când căcatul ăla de proces, de producător face cu 1,50 lei de bani? Și aceeași chestie la cartofi, aceeași chestie la ceapă, la ce mai produc oamenii în ziua de azi. Mă refer la ăștia mici care trăiesc din asta, nu cultura mare, că cultura mare e o altă chestie. La cartofi, de ce să-i dau la 30 de bani pe cartof în câmp, când pot să-i dau mai mult, fiindcă eu oricum îl dau cu 60 de bani după aia, ci îl dau dublu, deci eu câștig dublu. Adică, da. Și noi de aici pleacă toată problema țării. Și atunci, luând cu un preț de căcat de la noi, Europa își permite să ne dea niște bani. Ia, luați, mă, proștilor, și voi de aici subvenție. Că oricum din subvenția aia probabil voi câștigați mai mult dacă vedeam noi un preț mai bun. Și în primul rând, cu subvenția, nu mă încurajează să fac producție mai mare. Adică pe mine, de exemplu, îmi dă, nu știu, cât aș câștiga eu după un hectar, îmi dă mai mult subvenție la un hectar. Dar vă dau un exemplu așa. Nu știu, dacă eu câștig 3 lei la un hectar, subvenția mi-o dă 4 lei în plus la ce câștig eu, da? Atunci de ce să mai bag eu îngrășăminte multă? De ce să mai De ce să bag îngrășăminte multă? De ce să-mi bat capul când subvenția mea oricum mai mare decât ce produc eu pe terenul ăla, nu? Și atunci pot să produc 3 lei și să nu mai cheltui mulți bani și iau subvenția 4 lei. Că na, e bine așa. Deci nu mă încurajează să cresc producția. Mă încurajează să cresc producția doar dacă vreau eu mai mult. Dar dacă stai liniștit așa și fără niciun stres, e ok și așa. Și atunci mă duc, semăn, iau subvenția și nu mai mă interesează. Nu? Mi se pare normal, adică... Da. Și atunci când ai subvenție și prețul ți-l iei pe produs, pe kilul tău care îl produci, atunci te încurajează cumva să produci mai mult. Dacă tu produci doar 3 tone și atâția bani iei pe 3 tone,
atunci vezi că e ceva în neregulă și zici, bă, anul ăsta vreau să produc 6 tone, deci hai să bag puțin mai mult îngrășământ, hai să, să fac lucrările mai bune, să fac ceva. Da. Dar asta e o problemă în România și nu o să mai discut despre asta, că probabil mulți o să aveți alte păreri. Nu o să mai zic nimic despre asta. Bun. V-am ținut cât 15 minute? Deja am vorbit 15 minute, mamă. Sunt 4 grade afară, e Sfântul Dumitru azi. Și eu mă duc la fermă, nu știu ce fac acolo. Să văd ce treabă am. Dacă n-am nicio treabă, plec mai devreme azi. Dar o să vedem. Bun. Păi hai că o să văd ce mai fac, dacă mai filmez ceva sau nu. Dacă nu, încheie aici. Dacă mai filmez, încheie mai târziu, nu? Mi se pare normal. Hai că am vorbit mult în dimineața asta. Astăzi o să încerc să toc cu siloziera niște baloți. O să toc baloți de cocini, de lucernă, unul de mazăre și paie de grâu. Fac un amestec. Să vedem dacă mănâncă... văd dacă mănâncă vacile. Tot amestec o să-l fac aici, în curte. Mazăre. Saltă greu că e rece încă. Un balon de paie. Doi baloți de coceni. Mă duc după un balon de lucernă. Merge?
Stai să vin să te ajut. Bă, dacă poți să-l ții puțin de ață de acolo, ca să poți să fac picioare aici. Stai, bre, că... ce ăștia? Haide, bre. Bă, da, bine s-a prins ăsta. Hai. Și o remorca. Ne-a mărit. Vedem cum merge. Să încerc mai întâi să văd. Îl fac după aia. Să-i dau drum. Pă, ăla de coce. Păi, i-am pus, mai e unul de coce în plus. Hai să-l tai și pe ăsta. Aici, nu, lasă-l pe ăla. Pregătește, scoate din fiecare balon și dă drumul, că ăsta durează. Lasă-l, mă, nu mai tăiam. Hai. Așteaptă-mă că imediat iau, mă. Să crezi tu că e aici, vezi ce greu să până se încălzește motorul, până... Nu să mă apuc acum să-l turez.